Doamna Vasinca, sunteți o fostă locuitoare din Valea Cornei, Roșia Montană, și ați vândut niște terenuri RMGC-ului. Cu ce probleme v-ați confruntat? Deci, vânzând acest teren, CF-ul 643, din ăsta, primul număr topografic, a fost de 18.133 de metri pătrați, din care mie nu mi s-a plătit decât 12.900 de metri pătrați. Ce s-a întâmplat cu restul? Cu restul, după 6 luni de zile ce am plecat de acolo, mi s-au pus, s-au plantat pumi. Pruni, de către 150 cine? De pruni. Asta nu se știe, sper că cenușa Angel, care l-au făcut proprietar. I-au făcut lot din terenul ăla lui, care cine figurează și parte. Cine le-a făcut lot pe terenul dumneavoastră? Doar corporație, în firma. Și cum? Păi, acte false, că nu au avut cum. Fiind de proprietară, cotă unul pe unul, nu au avut cum. Și i-au făcut și la Greg Laura, care nu avea niciun drept. După aia, restul de numere topografice, am avut acolo grădină de 1395 de metri pătrați, curte de 558 de metri pătrați, am avut două cocini, cuptor de pâine, stupină 8x4, bazine de apă și alte construcții, care nu mi s-au plătit deloc. Cam ce valoare ar avea acele imobile? Deci, valoarea lor, exemplu grădina, cum mi s-a plătit în 2007 acasă, unde am locuit, și curtea era undeva la 30 și ceva de mii de euro. Cât și ați curtea la fel. Cât ați primit? Deci acolo nu mi s-a plătit din tot terenul, nu mi s-a plătit un hectar, 10.143 de metri pătrați, fânați, vreo 69 de milioane, și nu mi s-a plătit curtea, nu mi s-a plătit grădina, care nici nu au vrut să iasă să-mi facă o expertiză. Eu în ziua de azi nu am o expertiză. Bun, încă o dată, cât ați primit efectiv pe acele terenuri? Pe acel teren, prima dată am primit 1.500.000 și vreo 60. Dar având de pomi 1.035 de pomi, care nu au fost puși de mine, au fost crescuți, s-au văzut. Și restul nu mi s-a plătit. Spuneați că ați primit 1.590.000 de lei, da, vechi. Da. Ceea ce înseamnă aproximativ 47.000 de euro era atunci, 265. Bun. Și vi s-ar mai cuveni încă aproximativ 37.000, 40.000 de euro în plus. 40 și ceva de mii de euro. Practic ați primit doar jumătate din, da, banii, da, care vi se cuvin. Aveți încă un extras CF. Despre ce este vorba? E CF-ul 833, care are 3 numere topografice. 2 fiind fânați și 1 pădure. Ce suprafețe aveți acolo? Pădurea e un hectar, 9.405 metri pătrați. Și fânațul e 2 hectare, 159 de metri pătrați, din care mie mi s-a plătit numai fânațul și pădurea s-a plătit la cineva, la Grigor Valer, care nu avea niciun drept. Dar cum se face asta? Cum? Or făcut de partajare, nu știu ce or făcut, fals și uz de fals în acte, asta au făcut. Și din care mi s-a spus când o trimis pe Grigor, că negociatoarea să vie să-mi spuie dacă vreau să dau, nu poate să cumpere de la mine numai dacă înstrăinez. La altcineva, da, și așa se poate cumpăra. Și nu am fost de acord și până la urmă a venit că cumpără, dar în schimb să le dau 100 de milioane. Mită. Mită. Cui? La negociatorii care i-au trimis, ori trimis pe Grigor. Grigor, m-am întâlnit cu el în Valea Dosului după ce am luat banii și am dat o plasă de bani. Asta cam când? În 2003-2004? În 2003. Cred că în 2003. Și cine erau negociatorii pe atunci? Magda. Atâta o știu, că o chema Magda, și mai erau alții cu ea. Nu știu, că nu mi-a spus Grigor cine. Uh-huh.
Și alte persoane cu care aveați de-a face când ați încheiat contractul, consilieri juridici sau așa, cine erau? Atunci nu scrie în contract. Scrie și în contract numele lor, nu îi mai rețin. Bun. Ce s-a întâmplat cu acea pădure? Ce ați aflat? La câtva timp m-am întâlnit cu o vecină și mi-a spus că vezi tu că pădurea, zice, i-o dat la Valer, la Grigor Valer, banii pe pădurea ta de la Hăbat, care e hatcoa mea. Și m-am dus la ei și mi-a spus că Grigor a avut titlul de proprietate, dar nu știu de unde. Și până în ziua de azi nu mi s-a plătit nimic. Pe când dumneavoastră aveți întabulat terenul în da. Ori făcut departajare, ori făcut acte false și... Cât ați primit pentru fânațe? Pentru fânațul acela am primit vreo 300 și, nu știu, 60 de milioane, din care 100 i-am dat la Grigor să le ducă la negociatori. Și pădurea cam cât ar valora? Pădurea era oricum atunci mai scumpă. Două, trei ori, nu mai rețin cum erau prețurile atunci, dar știu că era cu mult mai scumpă. Am înțeles că aveați un al treilea teren. Da. Despre ce este vorba? CF-ul 677, care am avut un contract de vânzare-cumpărare între martori, între notar, semnat. Din ce an? Din 1990, 1 martie, care s-a făcut și o expertiză grafologică. Da. Deci ați dobândit terenul în 1990. Da. Bun. Și ați vândut acest teren către RMGC, înțeleg? Nu. Am mers la RMGC să mi-l plătească și au spus că nu se poate. Nu mi-au plătit mie și au plătit la Cenușa Anghel. Unul care nu avea niciuna. Deci nu au vrut acest contract care se vede că e cu ștampila notarului timbrat, e semnat de martori, totul e în regulă. Nu au vrut să mi-l plătească, că au zis că nu am act cum trebuie pe el și nu au vrut să mi-l plătească. Ce ați făcut ca să obțineți banii care considerați că vi se cuvin? Spuneați că ați insistat de mai multe ori la firmă. Am insistat mai de multe ori și mi se răspundea de fiecare dată că să aștept până încep plățile. Că nu au bani și să stopate plățile. Câți ani ați fost amânată? Deci în 2007, ce am dat ultima dată, am fost amânată până în momentul de față. Acum, în 2009, am văzut că nu au vrut ca să-mi plătească, am apelat la o televiziune. Locală? Da. Și auzând că vreau să mă duc cu televiziunea la dâns și să le iei interviu pentru ceea ce au făcut, or spus că să nu le fac firma de rușine, că ei o să vină și să se ia de vorbă cu mine și să negociem și să-mi fac o ofertă să mi se plătească. Da, într-adevăr, au venit într-o zi vreo patru și am negociat cu ei, mi-au spus că în câteva zile vin cu oferta, pe cum au și venit, dar mi-au făcut o ofertă din 2003. Cu prețurile din cu 2003? Cu prețurile din 2003 în 2009, cu care eu n-am putut să fiu mulțumită, mi s-a plătit foarte slab. Mi-au dat 5.555 de euro, cu care n-am fost mulțumită. Vi-au oferit sau vi-au plătit? Nu mi-au plătit. Deci mi-au asta făcut ofertă. Asta a fost doar ofertă, da, nu o plată. Ofertă care ori semnat-o, e parafa dânșilor și eu am refuzat așa ceva. Am spus să mi se dea ceva mai bine și nu mai vreau să dea nimic. În această ofertă au fost incluse toate terenurile și toate bunurile sau nu? Nu. Din CF-ul 643 le-am cerut și nu au vrut ca să mi se plătească. Eu dacă am văzut că nu mi s-a plătit, i-am dat în tribunal să judece instanța. Ce hotărâri a dat tribunalul? Eu cam dată n-am primit sentința. Urmează, nouă s-a terminat și urmează să primești sentința. Spuneați totuși că ați pornit și un alt proces civil pe care l-ați câștigat. Da. Din care CF-ul 677, din care am câștigat, dar mi s-a plătit numai două numere topografice și restul încă 5 nu mi s-au plătit. Bun. La sfârșitul anului 2012 v-ați adresat poliției. Da, făcând o plângere penală pentru fals și uz de fals și înșelăciune.
Împotriva cui? Da, împotriva Gold Corporation, în Roșia Montană. Recunoscând și aceștia, că ori mai venit odată și am mers la Recea la birou, unde am dus și doi martori, și au recunoscut că cine au făcut actele astea în halul ăsta și au spus și dânsii că e ceva strigător la cer să nu se facă o expertiză, să nu să pretindă la mine să înstrăinesc terenurile ca să le poată ei cumpăra, fiind întrebulată cotă unul pe unul, nu înțeleg cum puteau, care le-a fost motivul, ca să poată de face departajări și cu acest... Deci, făcând departajarea, am luat pădurea. Și departajarea asta e ilegală, înțeleg. Ilegală, bineînțeles că, având toate actele, prin toate îi trei numere topografice, CF-ul și 833, figurează cu trei numere topografice, două fânați și una pădure, din care ei ori departajat și pădurea ori scos-o și ori dat-o la Igor Valer, că el în continuu se lăuda că somenii lui și ei ascultă de el și fac fel și fel de avantaje lor. Ce s-a întâmplat cu plângerea penală depusă la poliție? Deci am făcut în noiembrie, au fost la parchet, am văzut că până în ianuarie nu a luat nimeni nicio măsură. Ați depus și o declarație? Am depus plângerea penală și ce mi-a făcut avocata. Și în schimb am văzut că au trecut aproape două luni și nu mi s-a dat niciun rezultat. M-am dus la poliție și m-am adresat poliției, mi-au spus că la dânsii nu-i, să mă duc la poliția locală. După aia de acolo au spus că s-ar putea să fie la parchet. Până la urmă au fost la parchet în dosar, nici nu o trimiseseră. În ianuarie, în 7-8 ianuarie, mi-au spus că e la poliție și de atunci nu au luat nimeni măsuri. Am apelat de nu știu câte ori și am sunat și am rugat frumos să-mi iei cazul și până în data de azi nu au făcut nimeni nimica. Având și oameni de-a lor în poliție, ceva rudenii, cred că... Ale cui? E, și al lui Grigor, are un frate care e în poliție, Talba. Nu știu ăștia la alți oricum, cred că au și ei. Îi rog capă nu știu ce să facă bine să-mi iei și cazul meu în 5 luni, să nu-mi iei cazul. Se vede că ceva lucruri ascunse.